Mănăstirea Petru Rareș Vodă din Ciceu, Corabia, județul Bistrița, Năsăud, și-a sărbătorit ocrotitorii spirituali pe sfinții cuvioși mărturisitori Visarion și Sofronie, sfântul mucenic Oprea, sfinții preoți mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Credincioșii veniți în număr mare să îi cinstească pe sfinții români au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța credinței puternice în vremuri dificile. Am zis că până la un moment dat, noi, transilvănenii, am fost una din punct de vedere spiritual. De-abia la 1700, din considerente care n-au fost de natură religioasă, pentru că vieții oameni din Transilvania, iobași fiind, trebuiau să facă multă corvadă, multă servitute pe lângă cei mari. Și socotind unii că li se vor mai ușura servituțile, au părăsit ortodoxia și s-au făcut greco-catolici. Nu știu cât li s-a ușurat situația lor materială, dar rezultatul a fost că vieții oameni din Transilvania s-au împărțit în două. Unii dintre slujitorii bisericii, cei mai râvnitori, unii dintre credincioșii, cei mai râvnitori, s-au opus cu vehemență dezbinării religioase. Și pe o seamă dintre ei, biserica i-a canonizat. În 21 octombrie îi sărbătorim pe unii. Sfântul Visarion, preot care l-a propovăduit pe Domnul Hristos și care a fost rezultatul, a fost întemnițat și dus la Kufstein și a murit acolo pentru credința lui. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Sândulești. La finalul slujbei, înalt preasfinția sa a oferit diplome de merit binefăcătorilor lăcașului de cult. De asemenea, copiilor și tinerilor le-a dăruit cărți duhovnicești. Biserica, care o vedeți, a început să se zidească din 12 mai 2021, adică anul trecut, s-a pus prima cărămidă. Astăzi este 21 octombrie 2022 și starea în care este acum nu s-ar fi putut realiza dacă nu aș fi avut lângă mine oameni de nădejde. Fiecare, cum am zis, se știe cât s-a implicat și cum s-a implicat. Însă, în mod special astăzi, am socotit de cuvință ca unora dintre cei mai râvnitori în ajutor să distingă. O mănăstire care s-a ridicat în timp record prin coordonarea părintului stare Steofan, sprijinit de foarte mulți credincioși care îl au însoțit și l-au sprijinit în permanență. Este măreață deja această biserică care s-a ridicat numai într-un an de zile, dar ceea ce cred că este în spatele tuturor acestor realizări este personalitatea părintelui care realmente a sfințit locul și credem că dânsul, în sensul cel mai propriu al cuvântului, odihnește oamenii care vin aici, precum și locul unde s-a ridicat această mănăstire. Mănăstirea este situată la poalele cetății Ciceului, fiind înființată în anul 2014 la inițiativa înalt preasfințitului părinte Andrei. În prezent se lucrează la edificarea bisericii de zidă a așezământului monahal.